Preafericitul părinte Ioan al X-lea, patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolit de Rustavii și conducător al delegației Bisericii Ortodoxe din Georgia, au mers astăzi în pelerinaj la mănăstirile Bistrița și Hurez. Cele două delegații au fost însoțite de numeroși ierarhi antiohieni, georgieni și români. Conform tradiției, la vizitele patriarhilor răsăriteni, înainte de a pleca în pelerinaj, patriarhul Antiohiei a plantat în curtea Arhiepiscopiei Râmnicului un copac, în semn de unitate a bisericilor ortodoxe. Prima mănăstire vizitată a fost Mănăstirea Bistrița, care are o vechime de peste 600 de ani și unde se păstrează racla cu moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul. Cu această ocazie a fost inaugurat Muzeul Mănăstirii. În numele nostru personal, în numele preoților, al monahilor care trăiesc în această mănăstire și al poporului binecredincios, ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate cu lungime de zile, spor în tot ceea ce face și vă asigurăm de rugăciunile noastre pentru preafericirea voastră, pentru ierarhii și pentru preoții și pentru poporul binecredincios al Patriarhiei Antiohiei. Și măicuțele de aici vă asigurăm că se vor ruga neîncetat. Aici este mănăstirea unde rugăciunea nu se întrerupe. Se citește psaltirea 24 de ore. نحن في هذا الدير المقدس الذي هو دير الاخوات الراهبات كما ذكر صاحب السياده ونحن نطلب صلاه vă rugăm și cerem maicilor care stau în această sfântă mănăstire să se roage permanent pentru binele poporul binecredincios al Bisericii Antiohiei. Și la noi, la Biserica Antiohiei, la țara natală, în Siria, în Liban, în Irak și în toată peninsula arabă, și noi acolo avem mănăstiri de maici, de călugări, și acolo și frații voștri se rog întotdeauna pentru fraților în România. La mănăstirea Hurez, reprezentanții celor trei biserici au avut ocazia să viziteze una dintre cele mai de seamă ctitorii ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, dar și muzeul mănăstirii. În biserica mănăstirii se găsesc moaștele mai multor sfinți ai bisericii noastre, dar și o părticică din moaștele ctitorului. Mănăstirea Hurez a fost construită de către Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu în decursul a 7 ani, între anul 1690 și 1697, și este împodobită această biserică cu pictura unui pictor vestit din Sfântul Munte pe nume Constantinos. Acesta a fost adus de la Sfântul Munte de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanul pentru a înnobila ctitoria cu pictura aceasta atât de frumoasă. Cu acest prilej, Patriarhul Antiohiei a vorbit despre situația dramatică prin care trec sirienii, cerând ierarhilor, maicilor și întregului popor român să se roage pentru restabilirea păcii în Orient. أين هي حقوق الإنسان عندما نتكلم عن حقوق الإنسان مثلا وقت اللي بيكون unde sunt drepturile omului când vorbim despre un tată care merge să cumpere niște pâine pentru copiii lui și soția nu știe dacă se mai întoarce acasă sau nu. De mai multe ori au căzut mai multe rachete și bombe chiar la școlile copiilor. Deci nici mamele nu știu dacă copiilor se întorc acasă sau nu. Ca semn simbolic al pelerinajului pe care l-a făcut la Hurez, Patriarhul Antiohiei a plantat un copac și aici. Cele două delegații din Antiohia și Georgia s-au întors în București în această seară.